au făcut crime pentru două puteri. Au făcut crime acești oameni care au antrenat instituția armate, a securității și a miliției. Au făcut crime și au omorât poporul pentru prima putere, pentru puterea lui Ceaușescu și să rămână la putere. Și tot datorită oameni de armată care au influențat să treacă de partea Revoluției, înțelegi? Tot cei care aveau misiuni secrete și care se condamnau singuri dacă nu se acopereau, au făcut crime pentru noua putere. Iar pe revoluționar trebuie să spun lucrul ăsta că și mor. Le-au dat oase de rost. Ilescu, diplomat, politician, cu școală la Cremlin. Foarte, eu am înțeles imediat jocul atunci, dar n-am avut acces. După 20 de ani vorbesc. Eu n-am vorbit 20 de ani. Ilescu a dat oase. Început cu Fondul Libertate, au văzut că preocupă revoluționarea, apropo de ieșirile și manifestările din împotriva. Le-a luat de lucru. Francis Tobă, aș dori să-mi spuneți, ca analist militar ce sunteți, adevărul despre evenimentele din decembrie 89 din România în două fraze. Îmi permis să-l citesc pe Ceaușescu. Va fi, probabil pentru foarte mulți, șocant. Într-o teleconferință din acele momente, președintele Ceaușescu, la acel moment, a spus, legat de evenimente de la Timișoara, este o revoluție, o lovitură de stat pașnică. Să ne aducem aminte că au fost foarte mulți șocați când pentru prima oară, după 1990, domnul maestru, cum mi se spune, Ion Cristoiu, a afirmat pentru prima oară că în România a avut loc o lovitură de stat. Eu, astăzi, în acest moment, cu informațiile care le dețin, publice, agrez ideea că a fost o lovitură de stat. Și s-a dovedit în timp că, de fapt, și căderea zidului Berlinului a fost o decizie politică, pentru că după zidul Berlinului era o piață uriașă, ca dovadă unde suntem astăzi. Această decizie n-a fost luată chiar de factorii politici și de factorii economici care conduc și acum politicul. Și s-a trecut la acele revoluții de catifea. În România, poziția conducerii din acel moment a fost alta și s-a ajuns la ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Dar pe fond, tot o lovitură de stat rămâne, pentru că s-a dorit schimbarea regimului și înregimentarea României în noua structură globalistă, în care economiile naționale au devenit furnizoare sub toate aspectele, de la resursele umane până la resursele naturale, a corporațiilor multinaționale și a neoglobalismului, ca să zic așa, sau neocapitalismului cu care la ora actuală ne confruntăm. E clar, a fost o lovitură de stat care s-a suprapus pe o revoltă populară, provocată mai mult sau mai puțin. Dar situația era coaptă. Situația era coaptă, lucrurile s-au amplificat. Și atunci era nevoie și de aceasta, de crearea unei psihoze. De crearea unei psihoze de nu știu ce. Și a unei terori. Păi când am zis psihoză, o psihoză duce automat la teroare. O teroristă! Scoate-ți-o afară, o teroristă. Deschide ușa, domnule. Da, o teroristă. Scoate-ți-o afară. Și
Nu dați-ne, nu dați-ne. Nu. Dar de ce scoateți afară? Duceți-o la dumneavoastră și predați-o la armată. Păi da, dar să-l vedeți cum arată. Ce să vă spun? Dar cine e? O teroristă transporta muniții la securitate. Cine ești, dragă? Da, româncă? Cum te cheamă? Nu se întâmplă nimic. Adună-ți cuvintele și spune ceea ce trebuie să spui. Tot continuă. Ca să putem mai departe să rezolvăm problemele. Cine ești? Tot continuă lui el alimentat. Nu vrea să vorbească. Vorbește tu! Nu vrea să vorbească încă pe mai sunt nenorociți. Mai sunt nenorociți la Continental încă? Nu, ăsta e noștri deja, păi. Nu, Continental e gata. Ești măceasul al doilea zi la Corbiți. Unde? Unde? Mai sunt. La sectoria? Mai sunt. La sesătorie? La securitate. Și de ce v-ați spus în slujba forțelor destructive? Ai soțul acolo? Ești căsătorită? Și soțul unde lucra? Vorbește cu voce tare că nu se întâmplă nimica. Nu țipa, nu țipa, dar e așa ce nu mai poate să vorbească. Dați-i care vă o țigare, mai bine să-l liniștească. Să ne poată spune. Dă-i o țigare. Nu, lăsați-o, va vorbi ulterior. Domnule, noi avem nevoie de informații acum. Ulterior sunt alte probleme. Acum ne trebuie. Unde mai sunt cuiburi de astea? Teroriști. Să ne spui. Poftim o țigare, dacă fumați. Cine mai alimentează? Ia o țigară. Dă-i o țigară. Spune-ne cine mai alimentează, de ce puncte? Că nu face nimeni nimic. Ca să știm care sunt problemele. Vei fi pedepsită după faptele tale. Mai de care nu trebuie să-ți supriste. Mai știi? Dă-te-mă încolo. Ia. Ia foc. Eu alimentat Continentalul cu muniță, doamne. Să ne spună ea, măi. Fată. Te rog să vorbești, da? Bun, da, domnule, am dus muniția la Continental. Nu ți se întâmplă nimic acum. Mai târziu vei fi pedepsită după gravitatea faptelor care le-ai făcut. Nu, spune. Te rog, spune. Cum te cheamă? Nu mai e nevoie, cum o cheamă? Asta vom vedea mai târziu. Spune-mi unde mai sunt grupuri ascunse cu care tu ai ținut legătura. Haide, liniștește-te, nu mai tremura. Reculege-te. Acum în ceasul al 12-lea. Hai că dacă spui, poate să ți se ușureze. Dar bineînțeles că ți se va ușura. Na, scar mai ieftin. Spune unde mai sunt. Spune că scapi. Spune eu că scapi. Îți dăm drumul. Spune unde mai sunt cuiburi, unde știi precis. Spune că îți dăm drumul. Hai. Pentru binele tău, pentru binele tău. Ești drogată, ești băută. Eu cred că e drogată. Ești injectată. Să nu mai moară alții, domnule. Zi. Eu nu știu de asta. Ați controlat hainele astea? Acum trebuie să luăm altfel. Ați controlat hainele? Ați controlat hainele? Da, domnule, că fost în arest, dar nu, și acum... Da? Spune, femeie. Liniștește-te, spune. Mai știi undeva grupuri din astea ascunse? Da, sigur. Mai știi? Știe, sigur. Hai, da? Spune unde mai sunt, că îți dăm drumul. Ți-am spus că îți dau drumul dacă spui. Nu știi nimic? Dar cine te-a comandat pe tine? Ai făcut-o din propria inițiativă? Ha? Ai alimentat ce salariu ai avut tu acolo unde ai lucrat? Tot Continentalul ea l-a alimentat cu muniție. Zici, ce salariu ai avut unde ai lucrat? Părinții tăi unde sunt? În ce localitate sunt? Spune unde sunt părinții tăi. Nu, e frică că nu se face nimeni nimic. Spune frate, unde frate. Sunt. Ha? Spune, dragă, unde sunt părinții tăi? Ai fost agent al securității, da? 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 Vorbește tu. Nu, ai fost agent al securității. Spune, da sau ba? Da? Da. Da? Vorbește tu. Poftim? Hai, spune, zi, ai fost sau nu ai fost? Spune atât, am spune un da și cu asta am terminat. Da? Hai. Nu trebuie să spună un da. Adică, băi, nu, Daniel, nu dacă tremură și mai mult și nu mai putem scoate nimic de la ea. Vorbește tu. N-ați putut păstra cele patru gloanțe care v-au pătruns? Nu. Nu le-am păstrat. Din fericire, ele au fost transfixiante. Ce înseamnă transfixiante? Adică au intrat și au ieșit. Au intrat și au ieșit. Da, da. Așa, da. Au intrat și au ieșit și am avut noroc, sigur. Da. Tragem în ea de la teatru. Tragem. Trage, domnule, dacă ea trag în noi. Și-o luat un agheu, așa ceva, omul trăiește, are certificat. Și-o pus agheu pe umăr și când o chit așa cu, din etajul 2 al actualului tribunalului, mă rog, unde eram noi, că era Consiliul Județean, o introdus, ca să nu zic, o băgat racheta direct pe fereastra hotelului Continental. Bă, a explodat acolo, salut, nu mai trebuie să ia, că orică e omorât, cine a fost ăia? Se trăgea, nu era simulator, veneau gloanțe, domnule, de acolo. Pe urmă erau unii în combinezoane negre pe zidurile penitenciarului. Nu mai penitenciar, mai desfințat. Așa. O tras în noi. Mie mi-a fost început să-mi fie frică. Și asta vreau să spun și am făcut greșeala că i-am dat certificat, i-am dat legitimație lui Camil, Stroia de la câini. Păi dacă nu eram eu școala aia de câini care mai este și acum, datorită mie, era mitraliată din elicoptere. Că asta a fost ordinul, că de acolo vin teroriștii.
Și l-am sunat, vino aici și spune-le că nu-i niciun terorist la tine, că ei spun, știa lumea că ai fost prieten cu Nicu Ceaușescu, că făceați chefuri. Hai și arată-te, spune, vino pe că cu ce să vii, băi, ia-ți riscul, nu? Ai trăit bine sub Nicu, am vino și... Psiu. Necazul a fost că eu i-am dat legitimație lui Camil și zic, du-te pe jos înapoi. Pe drum l-au recunoscut unii, l-au bătut, l-au legat cu zârmă ghimpată și l-au pus pe un toac și l-au dus la bazin. L-au bătut înfiorător, l-a ficat, l-a rinit. În asta i s-a tras peste câțiva ani moartea. Camil Stroia, comandantul școlii. Dar am salvat școala. Nu venea niciun terorist de acolo. Acolo erau câinii. Nu? După ce s-a întâmplat să fiu împușcat, în plină stradă, sigur, am văzut clar cum venea rafala dinspre unitatea 15-12. Asta era undeva în jurul orelor 16, 22 decembrie. Căzusem la pământ și încercam să văd ce am, cum am, ce simt, ce nu simt, încordându-mi mușchii, încercând să mă ridic, simțeam doar că un lichid care îmi curge pe față. Mi-am dat seama că nu e cazul să mișc și să fac alte mișcări, pentru că se auzeau încă focuri de armă dinspre vecinii noștri. Și la un moment dat cred că mi-am pierdut cunoștința, că din cauza sângelui pierdut. M-am trezit într-o salvare, trimis la Spitalul Județean, fostul Spital Județean. Așa. Da, și acolo, pentru că erau plin de victime, mulți răniți, mulți bătuți, nu mai erau loc și am ajuns în secția de ginecologie. În avionul Rombac din 20 decembrie, cine era venit de la București? Cu niște atleți îmbrăcați. Ce pot să vă spun? Vă rog. Ce știu eu? În sfârșit de decembrie m-a sunat generalul Diaconescu, că era colonel. Eram într-o relație de amiciție și mi-a spus, ocupă-te, vezi ce este cu avionul ăla. Mi-a spus cu titlul personal mie, ca unul care, în care avea multă încredere. S-au ocupat și alții de povestea asta. Am vorbit cu comandantul aeroportului, Sima se chema atunci, cu care eram în relații bune, zice chiar prieten. Acești sportivi, eu cred că erau trimis special, erau români. Da. Eu bănuiesc, repet, bănuiesc că veneau de la batalionul 404 Buzău. Așa bănuiesc eu. Deci de la Direcția de Informații Armate, cercetare, diversiune. Mă rog. Și cu... Aș vrea să știți și cred și că... Și cu oameni știți. Care probabil că făcuseră această școală... Tot ce erau atletici... Făcuseră această școală 15-12, fuseseră în Sibiu... Știau pentru bine că trebuia tot. Să știe bine știam, Sibiu. I-am încercat să identific la toate hotelurile, am luat toate intrările, totuși așa, i-am verificat pe toți. N-am reușit să-l dau de urmă clar. Poate stăteau pe la armată, pe undeva, prin vreo unitate nu militară știu. Din... Nu știu. Dar foarte probabil. Cine a venit cu Rombacul în 20 decembrie la Sibiu? Cine erau acei atleți sau bărbați atletici îmbrăcați toți la fel, între un număr de 19, 37, 27, nimeni nu știe exact. Cui aparțineau ei și de ce veneau la deci, Sibiu? Eu pot să vă ofer trebuie informații. Să știți. Eu pot să vă ofer informații din ceea ce știu. Deci, ca militar de carieră, eu vorbesc numai propriu și ceea ce știu eu. Direct, eu n-am avut cunoștință în acele momente de această aterizare. În timp, lucrurile au început să se developeze și este foarte clar că la Sibiu a aterizat acel Rombac cu o unitate de cercetare diversiune care cred că la nivelul Sibiului avea misiunea de a ține, având în vedere că era acolo Nicu Ceaușescu, de a ține într-un fel lucrurile sub control sau de a implementa un anumit tip de scenariu. Am fost la comisia de anchetă care s-a constituit pentru cercetare privind toate persoanele care au fost rănite, ucise și așa mai departe. Și
La un moment dat s-a primit un telefon la acea comisie, prin care un cetățean, șef de unitate de la blănăria de pe strada Omnei, a anunțat că, domnule, veniți că avem o problemă, să vă dăm ceva, un act. Și eu am plecat, am mers acolo, mi-a dat un ordin de serviciu al unui ofițer de la Calafat. Am venit la unitate pe calea Dumbrăvii și am vorbit cu procurorul Ilie Marcu, care lucra cu noi în chestiunile acestea de verificare și stabilirea tuturor evenimentelor care s-au produs, și am insistat, i-am spus, domnule, hai să chemăm, să dăm telefon, să aflăm unitatea, numărul de telefon și să-l chemăm la noi aici să vedem despre ce vor cu acest militar. No, s-a dat telefon și peste cam două săptămâni a apărut ofițerul, un locotenent major, Ivanoiu Florica. No, l-am condus eu la poate domnul... fi găsit că e tânăr, nu? Exact, era tânăr, exact. Acum 30 de ani. Exact. Pensionar. Da. Asta. Procurorul Ilie Marcu i-a dat o hârtie și să declare ce știe în legătură cu evenimente din decembrie, pentru că aveam ordin de serviciu al lui la noi aceea. Și ce a declarat? A declarat că el împreună cu 20 și ceva de colegi, foști elevi la școala militară 15-12, așa, au primit ordin să se îmbarce într-un rombac, într-un avion rombac, și să vină la Sibiu cu scopul de a crea diversiune, fiind stabilit anticipat fiecare unde era, unde trebuia să fie plantat și unde s-a plantat. Unul chiar pe Macara, în hipodrom. Pe Macara. Nu. Și... deci, oameni care știau cum e Sibiu, care știau configurația locului de aici, făcuseră aici vis-a-vis. Exact, da? Exact. Și după ce ne-a explicat toate locurile unde au fost plantați colegii lui, a venit în birou procurorul Socaciu. Șeful comisiei de anchete. De unde a aflat? Nu știu. Și l-a luat cu declarație care o începuse, așa, și zice, mă ocup eu. A plecat, după un timp, vorbesc cu procurorul Marcu, băi, Nailies, vezi, domne, ce se întâmplă cu băiatul ăsta, domne, că are niște date concrete și aflăm ceva. S-a dus la procurorul Socaciu și zice, domne, aiurează, domne, e dus cu pluta. Și am dat drumul. Și a rămas fără nimic. Și acolo a rămas până a doua zi, în 23, când a venit eroul Sibiului Dragomir, înconjurat de o gardă de corp, nu îi se vedea decât capul cu casca, și care a ordonat să fim luați chirantul cu mine, și medicilor le-a spus că ne vor trimite la spitalul militar. Din păcate noi am ajuns, mă rog, din păcate, asta a fost, am ajuns în sala de sport. În sala de sport, la intrare, era un șir de elevi care cu mânie proletară ne loveau cu patul armei, pentru că eram tâlhari, asasini și teroriști. După care m-am trezit acolo în sală, unde erau ai noștri colegi și de la miliție și de la securitate, bătuți, cu haine rupte, cu mâini legate la spate, cu sfoară, cu sârmă, cu vai și amar de capul lor. Eu am rămas până în 26 în bazinul de not, în niște condiții impropriu, inumane. Deci nici cu niște prizonieri de război nu te-ai fi purtat așa. Mă ascultați? Vă rog, vă rog. Bun. 285 de termene. Da. 35 pe penal, 250 pe civil. Din penal aveam 112 ani, plus de 2 ori pe viață. Ceaușescu a avut 4 capete de acuzare, da. Am avut 5. Sunt numai două rechizitorii semnate de Voinea.
al lui Ceaușescu și al lui Dragomir. În sala de sport am fost așezați pe dușul meu, mâinile legate la spate, câte vreme a fost suficientă sfoara, s-a folosit sfoară, după aceea s-a folosit sârmă, dacă n-a mai fost sfoară. Stând înșezut, cu mâinile la spate legate, pășirui. În față a venit un pluton de elevi de anul întâi, care nu făcuse retragere în viața lor, dar acum aveau glonț pe seavă, așa, de la specialitatea grănicerii, a școlii de ofițeri, așa, pe două rânduri, și-a făcut apariția colonelul Dragomir în ținută de luptă, cu diagonală, cu cască de oțel și înconjurat de trei elevi cu armele îndreptate în sus, garda de corp, bănuiesc, așa, și le-a spus elevilor: elevi, aveți în față teroriști deosebit de periculoși. La prima mișcare greșită, trageți fără somație. S-a întors pe călcâi și a ieșit. După părerea mea, asta este o instigare foarte gravă la omor. Am avut o prima discuție cu directorul spitalului, domnul doctor Elefterescu, un om deosebit, care a înțeles imediat care e situația. El mi-a spus că sunt în spital oameni care aparțineau, erau cadre de la Ministerul de Interne, de la Securitate, care au fost bătuți, care au fost maltratați de oameni pe stradă și care au venit la spital pentru îngrijiri medicale, pentru dar că ei sunt dispersați pe diferite secții în raport de problema care o aveau. Atunci am luat decizia, de acord cu domnul director Elefterescu, să-i adun pe toți bărbații într-un salon și erau două doamne, una era chiar de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, într-un alt salon, și la capătul acestui culoar să pun un soldat. Nu aveau acces decât medicii și hrana, cei care aduceau hrana. La un moment dat eram în bazin peste 400 de persoane. Bazinul de not are 25 de metri și cu cele 6 sau 8 culoare, nu știu cât trebuie să... Așa. Plus că era, deci, 4 metri înălțimea și până la 1,90 m. Pe partea cu 1,90 m s-a instalat o scară prin care puteam să urcăm sau să coborâm, să mergem la toalete. În prima fază ne-au dat o marmită și cu apă și cu câte o lingură acolo, 6 linguri cu care trebuia să ne... Toți hrănim. Asta a fost inițial, ulterior au mai venit. Dar asta a fost la început. Dormeam pe jos, ne-au aruncat apoi, mai erau și covoarele de la pregătite pentru Casa Poporului, covoarele făcute la Cisnădie, într-un colț, nu s-au desfăcut. Ne-au aruncat apoi niște saltele putrede și haine rupte, efecte militare rupte, cu care trebuia să ne încălzim, să ne aranjăm. Bine, eu, pentru că fusese rănit, unul dintre gloanțe m-a rănit și pe partea, la cap, în partea stângă occipitală, acolo, eram afazic, deci eu nu puteam să vorbesc, să mă exprim. Și eram dus de mână de unul dintre colegii mei, de fapt de unul dintre colegi, de fostul meu șef, colonelul Tudor Traian, un om de aleasă omenie. Ei mi-au spus la un moment dat, oamenii aceștia, că au aflat colegilor s-au dus la 15-12 pentru protecție și că ceea ce au ei din punct de vedere al actului medical le permite să se ducă alături de colegilor. Adică erau bătuți, erau cu niște echimoze, nu erau grav răniți, ca să zic așa. Am vorbit cu domnul doctor Elefterescu și mi-a spus: domnule, în condițiile astea, dacă ei doresc, haideți să-i transportăm acolo, pentru că ei doresc să fie împreună cu toți colegilor. Am luat decizia, stând de vorbă cu ei, cu cei care vreau să se deplaseze, să facem această mutare.
erau 4 sau 5, nu mai țin minte acum, am coborât cu ei să începem deplasarea, am deschis ușile din spate de la mașina de luptă a infanteriei, deci n-am avut nici tab, nici tank. Aveam o șenilată care, nota bene, vă rog să rețineți, era de pe bandă luată. N-avea insemnele armatei române. Deci oricine putea să tragă mine, considerând că sunt terorist, ca să zic așa. În momentul în care am ieșit cu ei în curtea, de lângă zona de urgențe, că acolo, pe acolo am ieșit cu ei, în curte mă așteptau cam 200 de oameni. Se aflase că eu transport teroriștii. De fapt, oameni care ajunseseră acolo pentru îngrijiri medicale, dar care aparțineau Ministerului de Interne. Nu vă spun că o parte dintre cei care așteptau în curte aveau chiar obiecte contundente, inclusiv cărămizi în mână. Pentru că eu am vrut să-i bag în șenilată. Toată lumea, vuietul, știți ce înseamnă vuietul a 200 de oameni? Nu, teroriștii să îi puneți sus pe platformă ca să-i vadă lumea că sunt teroriști. E foarte greu să gestionezi o mulțime de 200 de oameni, dintre care nu știi care dă drumul la piatră. Deci în tot acest interval noi nu am primit niciun fel de asistență medicală. Cei care erau doar bătuți și vineți se considerau norocoși. Au fost și alții, sau mai fost și alții răniți. M-am întâlnit acolo cu doctorul unității noastre, colonelul Iancu. Colonel doctor Iancu, care mi-a și zis, băi, eu n-am decât 4 ampiciline, 4 capsule de ampicilina, pe care ți le dau. Ia-le și tu la 8 ore să acoperi o distanță mai mare, iar despre pansamente, să-ți schimb pansamentele, nu pot, că nu am. Am cerut de mai multe ori cabinetului medical și am raportat celor de la armată care e situația, dar n-am primit nimic. Și atunci am luat decizia să-i urc pe platformă, dar am urcat alături de ei pe platformă. Și practic m-am interpus între ei și mulțime. Vă dați seama că nimeni n-ar fi îndrăznit să arunce cu ceva într-un ofițer care stătea pe platforma tancului. Lucrurile s-au liniștit, oamenii au zis, da, domnule, este ok. Noi am plimbat prin oraș, cum se spune. Pur și simplu am urcat două străzi, că atât este distanța, și la 15-12 m-am dus cu ei și i-am predat la bazin. I-am predat. M-am dus la ofițerul care era acolo și am spus, uitați, acești oameni vin de la spital, au fost preluați la bazin. Iarăși despre bazin este o întreagă minciună gogonată. Orice unitate militară de învățământ are număr de paturi și normă de hrană pentru cât studenți sunt. Imaginați-vă comandantul școlii s-a pomenit dintr-o dată cu 10 de oameni peste acest număr. Unde să-i cazezi? Oamenii aceia, de bună credință, s-au pus sub protecția armatei. Adică protecția... am sute, cât, peste 500 de oameni. Da. Deci protecția armatei a fost pentru ei pavăza împotriva dragostei revoluționarilor, ca să zic așa. Că tot este hulită armata în mod nedrept. Colonelul Dragomir a luat decizia să golească bazinul de not, să nu uităm, eram iarnă, a pus pe jos, am fost acolo, sunt martor ocular, a pus pe jos, de unde a găsit, a golit din toate magazinele, din toate birourile, au pus covoare, să nu stea pe ciment. Și oamenii aceia li s-au adus pături, li s-au adus tot ce se putea găsi, și au fost cazați acolo. Au fost incluși în normă de hrană. Sunt documentele unității. Că și eu am pus întrebări după evenimentele respective, când am aflat ce s-a întâmplat la bazin. Și am stat de vorbă cu colonelul Dragomir și nu numai. Oamenii aceia au fost cazați în condițiile în care se puteau? 2. Au fost trecuți la norma de hrană? 3. Au fost sub control medical, pentru că era medic unității, având în vedere că e școală militară și avea sute de studenți. Momentul cel mai critic de la bazin a fost în ziua în care a fost numit ministru de interne militarul.
Nu de interne. De apărare, al apărării, pardon. Deci ministrul apărării. Ne aruncaseră în bazin niște, ca să nu domin chiar pe Gresie, niște saltele de astea dezafectate și niște uniforme, echipament militar casat. Eu, spre pildă, am nimerit un veston care n-avea mâneca dreaptă și un pantalon care n-avea cracul stâng, de la genunchi în jos. Totuși era un progres în sensul că ne mai încălzeam cât de cât. Și am pus altele frumos una lângă alta. Așa, și zic momentul critic a fost când îl numise ministru al apărării pe militarul, când în capetele bazinului s-au montat două cuiburi de mitralieră grele și le-am spus colegilor, băieți, dacă mâine dimineață mai vedem lumina zilei, înseamnă că într-adevăr avem zile. Măsura preventivă a fost că ne-am culcat pe Grese și ne-am pus saltelele în cap. A zis, mă, poate mai amortizează din șoc și recutare și o parte din noi poate scăpăm ca să depunem măsfâie pentru posteritate. Eram sigur că ne curăță noaptea. Și la 450 de oameni, mi s-au dat 4 blide de tablă și 4 linguri. Și 4 bănci lungi de astea de sală de sport. Acum, militari fiind, sigur, ne-am organizat nițeluși. Adică, în primul rând, erau colonei, după aia locotenenți colonei, maiorii, capitanii, așa, și la urmă civilii. Masa dura între 3 și 4 ore. Sigur, lingurile erau șterse pe pantaloni, așa, și se servea fasola, care într-o jumătate de oră era sleită. O marmită cu apă, așa, în care mi s-a spus de la început, bezi mă apă de aia otrăvită, care ți-o trăvit voi apa în Sibiu, că așa era zvon. Securitatea a otrăvit apa în Sibiu. O tâmpenie, bineînțeles. Și în Timișoara. Da, și în Timișoara. De la televizor. Da, și motiv pentru care ore în șir băieții n-au băut apă, le era frică. Că de marmite era legat o cană de tablă. Așa. Până când câțiva mai curajoși, printre care și eu, ne-am dus și am băut apă, domnule, ce o să fie? Dacă ăștia ne otrăvesc, nu trebuie, mă dă măcar numai câțiva din noi, că restul nu o să mai bea. Nu s-a întâmplat nimic. Vă dau un singur argument că a fost un plan. Și aici era implicat, părerea mea, serviciile de informație ale armatei, contrainformații militare, DIA și alte servicii care mai au ei acolo. Și vă dau un exemplu simplu de deducție. Eu din 1985-86 m-am mutat de unde locuiam. M-am mutat la o altă adresă. Ei aveau adresele cadrelor noastre, dar de o perioadă mai dinainte. M-au căutat, eu fiind și arestat și cu piciorul rupt și așa mai departe, m-au căutat la vechiul domiciliu. Că mi-au spus foștii vecini, domnule, te-au căutat ăștia cu puși, cu nu știu ce, să te ia de acasă. Armată. Armată. Am aflat din oraș că la locuința mea, din păcate, a venit un echipaj cu un tab, un echipaj de la armată, care considera că fiind cuib de teroriști, dorea să tragă, să deschidă focul. Locuința mea era goală, soția și cei doi copii plecaseră între timp. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că au ieșit vecinii și au zis, dacă voi trageți, ne distrugeți și pe noi. I-au convins să plece. Eu n-am fost chemat la anchetă. Motiv pentru care am stat 41 de zile în bazin. Cred că sunt unul din campioni. După vreo două săptămâni ne-au dat voie să primim și alimente de afară. Aveam unul din colegi, socul lui era brutar și ne introduceau răvașe în pâine, scrise mărun, făcându-ne curaj, să nu disperăm, că ele se ocupă, că
se luptă, că o să se rezolve, că așa. Deci ne trimiteau scrisorele în pâine. În data de 1 februarie, în sfârșit, am fost chemat la anchetă de un procuror militar locotenent colonel, care mi-a dat o hârtie să scriu o declarație că nu am acționat împotriva revoluționarilor, că n-am folosit armamentul din dotare, că n-am împiedicat cu nimic mersul evenimentelor, că așa, și am scris. Și mi-a dat o ordonanță de punere în libertate. Jegos, pentru că n-am putut să ne spălăm o lună de zile, eu 41 de zile, decât pe mâini și pe față eventual, patru grupuri sanitare la 450 de oameni. Vă dați seama, ca să ajungi la unul din cele patru grupuri, trebuia să aștepți între 2 și 3 ore. Deci cam ăsta era timpul de staționare la coadă. A fost luat, spre surprinderea mea, din spitalul militar, deși eram rănit și starea mea de sănătate nu era tocmai bună, încătușat, în pijamale și cu niște șlapi în picioare, cu cătușe la mâini și cu doi subofițeri cu pistoalele mitralieră, unul în față, unul în spate, și cu încă un ofițer, comandantul comenduirii garnizoanei. Culmea, fiul lui era coleg cu fiica mea, erau colegi de clasă, și transportat până la arestul garnizoanei pe Dimitrie Anghel, lângă stadionul de fotbal. Acolo am fost legat de un calorifer cu cătușele și mi s-a spus să aștept până vine procurorul militar ca să mă ancheteze. Ciudat, erau și alți ofițeri de la 15-12, care se uitau la mine așa cu mirare și cumva cu bite și îmi spuneau: bă, dar înseamnă că ai fost chiar periculos dacă te-au legat ăștia cu cătușe. Cu cătușe și așa aici de calorifer. Deci au murit 99 de oameni la Sibiu, după 22. Din prostie. Cine a 21-22, cine a tras în noi? Noi am tras în noi. Pentru că eu am constatat pe viu faptul că o armă pusă în mâna unui om care nu are suficientă stăpânire de sine, te transformă într-un sclav și o folosești. Care e rolul televiziunii române? Principalul factor de dezinformare. Se știe clar, e o chestie sociologică, deci ține de psihologia maselor. Când masele furioase se grupează, ies în străzi, ies în piețe, așa, ele sunt dezorientate și trebuie să le dai o țintă asupra cărora să-și reverse năduful. Acea țintă a fost dată prin televiziune și de acolo formula magică de securiști teroriști. De securitate era de vină de toate, armată era cu poporul, deși 90% dintre morți, dacă nu i-au împușcat civilii în armați, i-au împușcat armata în armată. Și nu s-a luat în considerare practic niciunul din masacrele care au avut loc, toate erau săvârșite de securitate. Așa. Și elevii aia de la școala de transmisiuni de la Câmpina, care au fost masacrați, asasinați în fața aeroportului Otopeni, tot de securiști au fost împușcați, și elicopterul Lunuță, generalul Lunuță și Mihalea deasupra județului Alba, tot de securitate a fost dărâmat. Așa. Pătrosca și băieții de la USLA în fața Marelui Stat Major, tot securitatea împușcat, armata fiind cu poporul, nu? Deci nu a comis crime, omoruri. Nu. Securitate. Condamnările trebuie să fie individualizate. Da. Iar cei care, de exemplu, au împușcat milițienii ăștia în curtea lui 15, sunt cunoscuți, sunt identificați. Asta e o crimă. Că au acționat în baza ordinului, atunci trebuie condamnat cel care a dat ordinul. Că elevii, zic, domnule, așa e în armată, e ierarhie. Noi am primit ordin să tragem cu tare, să apărăm comandamentul unității 15-12. De aia au tras. Dar se știe cine a tras, deci nu. Știe clar, nominal.
cu toții, și noi, teroriștii, în ghilimele, arestați, eram ofițeri ai armatei române, că aveam o altă specialitate, nu eram nici infanteriști, nici artileriști, nici grăniceri și nici șef vânători de munte. Asta e altceva. Dar ofițeri ai armatei române, cu sarcini de a apăra țara. Deci nu se justifica cu nimic acest tratament barbar la care am fost supuși. Factorul politic, ca să-și legitimeze poziția după 1990, și aici o spun cu subiect și predicat, Dumnezeu să-l odihnească pe Ioșca, pe Iosif, da? A fost luat în conul de succiune a domnului președinte Iliescu pentru că îi legitima puterea. Și atunci li s-au dat dreptul, s-a făcut acel subsecretariat de stat pentru ei. Lucru anormal. Ori a ieșit în stradă pentru că ai vrut într-adevăr altceva. De ce nu s-a făcut pentru mineri? Nu, și pensiile care le primesc la ora actuală revoluționarii nu respectă legea contributivității. Păi cum tu primești o pensie acum, iar un alt cetățean trebuie să primească aceeași pensie aducând dovezi că el a muncit și a contribuit la bugetul de stat? Tot acest scenariu a fost orchestrat de forțe din afară, bineînțeles cu acordul și cu aportul, concursul celor din interior care nu puteau fi decât de la armată în primul rând, și înclin să cred că și la nivelul securității sus este imposibil, lucrând la intern, e imposibil să nu te gândești că la nivelul ăla să nu să fi știut nimic. Adică să știau cine a bătut la mașină o scrisoare împotriva lui Ceaușescu și nu să știa așa ceva. E paradoxal. Bun. Și s-a mizat pe faptul că populația a acumulat o ură suficientă împotriva lui Ceaușescu, dar trebuie mânați. Și trebuie întreținută ura. Trebuie mânați. Și s-a găsit soluția. Cum? Dându-le, lăsăm impresia că internele îl apără pe Ceaușescu și poate și cuplează câțiva de la interne, și atunci avem ocazia să zicem armata apără poporul și poporul, dacă am reușit să-l scoatem în stradă, avem și revoluție. De fapt a fost un fel de lovitură de stat bazată pe revolta populară. Eu am totuși speranța și cred că lucrurile în viața asta, sigur, în viața asta se vor rezolva și se va spune totuși tot adevărul. Mulțumesc frumos. Și am dat un exemplu cu furtunile naturale și sociale. Că de furtunile naturale, toate mințile omenești nu sunt în stare să le stăpânească, dimpotrivă, din inconștiență parcă le stimulează, iar împotriva furtunilor sociale este greu să te opui. Așa, și a te pune împotriva istoriei este foarte greu. Pe fondul nemulțumirii generale și a situației din țară, asta a fost ca o mănușe trasă pe o mână care a organizat lovitura de stat. Nu se poate discuta de crime împotriva umanității în sensul legislației penale. Nici măcar în ce s-a întâmplat la bazin în timp de... Nu, nici măcar la bazin. Inovația nu aparține lui Dragomir, nu el i-a dus acolo. Dar cine i-a dus la bazin? Eu pot să vă spun că el nu. Că el nu. Eu am fost acolo, am văzut, din câte știu eu, Dragomir a raportat la șefii lui la cel mai înalt nivel că nu poate să-i țină, că nu știu ce, că toate a găsit toate chestia ținei. Deci nu se poate vorbi că a fost inițiativa lui Dragomir, pentru că eu știu că n-a fost al lui. Și a cui a fost? Nu mi-aduc aminte acum, despre mor numai bine. Dosarul
civil este singurul dosar restituit pentru refacere, nu completare, întregii urmăriri penale. Ca să citești dosarul, că toți vorbesc după ureche, inclusiv voi, iertați-mă, dumneavoastră, îți trebuie 10 ore pe zi, în 1250 de zile numai să citești. Numai să citești, nu să îl studiezi. Da. E treaba dumneavoastră, ce credeți, cum credeți, nu mă interesează, nu știu ce, nu știu cât mai am de trăit, de suferit, în fine. Astea sunt alte treburi. Așa, astea sunt cifre seci. Le dați, domnule, am auzit, ne-am informat, nu știu cum le spuneți. E treaba dumneavoastră. V-am făcut praf. Da. No, e. S-a redeschis, e în cercetare, pe infracțiuni contra umanității, probabil că, adică sigur și la Sibiu sunt audieri în zilele astea. Domnul Mihalache, puneți pariu cu mine că acest dosar nu va avea finalitate juridică și nu va fi nimeni condamnat?